Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. În acest video vreau să vă spun despre trandafirii noștri care îi avem în grădină. Trebuie să știți un mare secret despre ei. Să știți că cu toții ne-am bucurat ca acești trandafiri ai noștri să fie înfloriți pe tot parcursul verii. Așa că vreau să vă spun cum îi vom putea ajuta să fie înfloriți pe toată perioada verii, inclusiv până târziu, până în toamnă. Deci vreau să vă arăt, priviți aici, cum i-a trecut această floare. Să știți că aici are un bulb, care noi, dacă îl vom rupe, cu sigur, îl rupem ceva mai de jos de aici, cu siguranță, aici îi vor ieși alți lăstari. Că nu știu, credeam că se vede, alți lăstari care vor face flori. De exemplu, îl vedeți pe acesta. Dacă nu îl rupem, el se va alimenta și vor crește, se dezvolta aici niște semințe. Și nu, în acest mod nu vor putea ieși acei lăstări. Așa că noi, dacă la fiecare trecere a florii, dacă le rupem aceste moațe, el va dezvolta, îi vor da alți lăstării pe undeva pe aici, pe la frunze. Și cu acest, în acest mod, vă asigur eu, stați că mai am și aici unul, vă asigur eu că vor înflori. Veți avea trandafiri înfloriți până toamna târziu. Deci priviți, aceste moațe la care practic le-a picat petalele, trebuie neapărat să le rupem. Pentru că atunci și acesta, pentru că atunci când noi le rupem, le vom stimula un alt lăstar și vor fi înfloriți până toamna târziu, vor înflori. Dar mare atenție, în afară de a le rupe aceste moațe, totuși fiind pe timpul verii, totuși trebuie să-i și udăm, să le asigurăm o parte de apă, în general pe fiecare dimineață sau seara ceva mai târziu, dacă îi udăm. Vă spun cu siguranță că veți avea trandafirii înfloriți până toamna târziu. Deci trandafirul, se spune despre el că este regele florilor. Toate celelalte flori înfloresc, dar să știți că doar o singură dată, laleaua, narcisa, toate florile de curte înfloresc doar o dată. În schimb, trandafirul, dacă îi vom face acest lucru pe care vi l-am arătat eu, să știți că va înflori pe tot parcursul verii, până toamna târziu. Deci dacă îi rupem aceste moațe, el va înflori, vă garantez. Așa că eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, îmi puteți da și un like. Și vă spun la revedere, ne vom vedea în episodul următor. Multă sănătate!